După un studiu efectuat pe rozătoare, s-a demonstrat că mâncarea de la fast food prostește omenirea. Șoarecii hrăniți cu o dietă bogată în grăsimi și zaharuri devin mai proști, iar cercetătorii cred că este un bun indicator pentru riscurile asociate dietei occidentale. Oamenii de știință de la Universitatea din California de Sud au analizat rezultatele a 10 de studii făcute pe micile rozătoare. Ei au văzut că acest stil alimentar în primele etape ale vieții importante pentru dezvoltare conduc la o memorie mai slabă, un nivel mai mare de anxietate și la probleme cognitive. Iar aceste efecte se produc indiferent dacă este afectată sau nu și greutatea. Studiul arată că dieta poate avea un impact mult mai important asupra sănătății și dezvoltării neurologice decât se credea până acum. Specialiștii au descoperit că o dietă bogată în calorii și grăsimi poate duce la o memorie mai slabă, anxietate crescută și alte probleme. Fiecare om mănâncă ce îi place, cum este de sănătos și după buzunar. Deci dacă are bani, mănâncă mai consistent, mai super. Dacă nu are bani, mănâncă echilibrat. Vedeți? Ăștia este probleme de educație. Și problemele ăștia de educație poate să dea lecții de ăștia nutriționiștii. Și e în binele și în sănătatea tineretului să facă sport și atunci e bine pentru ei. Asta nu e un lucru bun. Educație precară. Și părinților, să știi, ei consumă fast food, dar și părinților consumă. Consumă bere, consumă vodka, consumă, așa că ce să facă copiii de la cine să înveți? Mama lor nu le gătește. Dimineața dacă te duci nu sunt cornuri, se termină de la prima oră. Săracii copii, i-a spus mama sa, bă, vezi că ăsta nu-i bun. S-a observat că șoarecii hrăniți cu o dietă pe care mulți dintre noi o avem sufereau de o anxietate mai accentuată și funcții ale memoriei mai slabe, indiferent de greutatea lor. În general, adolescenții, dar și persoanele care muncesc preferă mâncarea de la fast food în detrimentul mâncării sănătoase.